Bună seara, sunt Natalia Cheptene. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Deja nu mă pot. Nopți nedormite, numai dacă mai beau tablete, pot să mă dorm. Ana Cacean din Cârnățeni își povestește cu greu durerea. Fiica ei de 16 ani, Dumitrița, a plecat la o petrecere împreună cu o colegă de clasă și nu s-a mai întors. Ea spunea, mamă, parmi ca să mă duc de seară la marina, că vor să facă niște frigărui. La două zile, femeia a primit vestea necruțătoare. Un vecin a descoperit cadavrul Dumitriței într-o fântână din sat. A început să o caute. Părinții, mama, sora s-au dus acolo pe lângă fântână, dacă ei au spus că au lăsat-o. Au umblat, s-au uitat. Tot ce a aflat Ana despre ultimele clipe din viața fiicei sale o fac să creadă că tragedia nu a fost întâmplătoare. Și am văzut noi din toate astea că deștile erau strașni și era întrânsle până la carne, până la sânge, erau roasă cât... Acum, femeia o acuză pe prietena fiicei sale și pe iubitul acesteia că au aruncat-o în fântână pe Dumitrița. E că aici ai sânge, îți cunoști. Cred că chiar dacă s-a uscat, el a rămas că-i sânge. Nu înțeleg, deși momentul ăsta e mint. Prietena Dumitriței are o altă versiune despre moartea ei. La ei acasă erau foarte mari probleme, pentru că mama ei are un concubin. Desori erau certuri. Ce s-a întâmplat cu puțin timp înainte ca Dumitrița să dispară? Ce a auzit femeia care locuiește peste drum de fântâna, unde tânăra și-a găsit sfârșitul? Ce motive are Ana să o acuze pe colega fiicei sale și pe iubitul acesteia de omor? Și ce povestesc cei doi despre noaptea în care s-a înnecat Dumitrița? Aflați astăzi! Sfâșiate de durere, mama și mătușa Dumitriței sunt convinse că prietena ei și iubitul acesteia ascund adevărul despre moartea fetei. Astăzi ele au venit în platoul nostru să ne spună despre încercările lor de a afla ce s-a întâmplat cu Dumitrița în ultima noapte din viața ei. Bună seara! Bună seara! Ana, spune-mi, te rog, când ultima dată ai vorbit cu fata ta? Ultima oară am vorbit la ora... era ora 11:54 de minute. Da. Când eu am vorbit la 11:23, eu venea să-mi dau serviciu deja. Și băiatul a mai stat în telefon, eu până m-am făcut o baie și zic că lui băiatul spune, mamă, hai sună Plelica, când vine odată acasă? Eu am sunat-o, Dumitrița, de ea spune, mama, pe 20 de minute vin. Eu spun, la 12 noaptea era? De 23, da, aproape 12, da. Așa, 6 minute. Ceva în vocea ei Nu, chiar am vorbit, aproape 2 minute am vorbit cu ea. Și am spus, zic, uite, acuși la ora 12 se sting luminile, deja nu sunt lumini la piloni. Și spun, uite, stări, uite, până la ora 12, să vii că sunt, dacă acum cu refugiații, cu mulți ucrainieni sunt prin sat, prin... Zic, poate știi, mă tem. Zic, stărute să nu fie lumina stinsă. Și ai zis că vine în 20 de minute. Da. Nu părea îngrijorată? Nu era beată în vocea ei. Nu era că copilul să fie beat. Dar nu era cumva îngrijorată de ceva, supărată? Nu. Când ai înțeles că ceva este în neregulă? Pe urmă, după ce am sunat-o, după aia, la 11:54 de minute, am ieșit afară, am vărsat niște apă. Și stăteam, se auzea o mașină, curat lângă noi, așa se auzea mașina, cum buxuia acolo, cum era glot puțin. După aia am stat și am privit, așa, s-au suit la deal, lângă fântână, știe drum de noi, este o fântână, acolo este, sunt niște piloni, așa, ca trotuarul făcut. Ei s-a izbit cu mașina în piloni și ea jos, o duduit mașina, după aia s-au suit la deal. Sub chetrele, așa de tare la deal merge că se rescânteie de sub chetrele și ele. Dacă eu stăteam tăiată, am băsit în fața mea, am intrat în casă, am luat telefonul, am sunat-o și ea mi-a spus că, Dumnezeu, unde ești? Ea spune, în deal. Eu zic că ea nu ieși, vin acasă, dar vei des drumul de valic, eu văd că Pavel e bat. Eu zic, da. Și m-am dus, m-am pus în pat. Eu fiind obosit, am adormit. M-am trezit, era ora 5 dimineața, m-am mutat, ea nu-i lângă mine. Fata nu, am început să sun, am început să suna, nimic, nimic, se duceau, gudoace, se duceau pe telefon, dar nu răspundea. Aproape de orele 8, cât aș fost, 7-8, deja eram la lucru, am sunat-o pe Marina și am întrebat-o, unde Dumitrița, trimite-o acasă, credeam că e la ea doarme. Deci spune, nu, că eu am lăsat-o la prima fântână din sat, eu am lăsat-o acolo. Hai să vedem cine ai povestit mai devreme despre căutările Dumitriței, atenție.
Am plecat la muncă, iar am sunat-o pe prietena ei, pe Marina. Ea a spus că noi am lăsat-o la prima fântână când intri pe uliță. Vecina care trăiește acolo lângă fântână a spus, da, am auzit aseară o mașină așa foarte tare. Și nevați spa, au zis că au auzit țipte, răcnite au auzit, gălăjie mare au auzit acolo. Întrebam pe Marina, Marina deja a spus că eu scris cuiva la sălcuța, că pe dânsa la sălcuță, la discotecă au văzut-o. Am lăsat-o pe dânsa la fântână. Până pe urmă noi am venit în deal și am trecut pe lângă casa dumneavoastră să ne întoarcem. Că acolo nu puteau ei să întoarcă. În platou ni s-au alăturat psihologa Tatiana Agrici și avocatul Dorin Podlisnic. Bună seara! Bună seara! Vreau să vă întreb în primul rând voi ce credeți despre această dispariție a fetei, despre ultimele ei ore din viață și despre ceea ce povestesc eroile noastre. Deci, în primul rând, vreau să vă zic că îmi pare foarte rău pentru pierderea care dumneavoastră suferiți și nici nu vreau să-mi imaginez prin ce treceți, dar orice situație trebuie să tratată din mai multe unghiuri. În cazul dat, dreptul la viață are și versiunea că a fost un suicid și versiunea că cumva s-a contribuit la faptul că fiica dumneavoastră că sunt în fântână. Deci nu trebuie exclusă nicio versiune, atât timp cât nu există probi la 100% să consolideze doar una din ele. Și în cazul dat, cred că este și ar fi datoria autorităților statului să vă trateze pe dumneavoastră ca atare și să acumuleze probe într-atâta, indiferent care versiune n-ar fi, chiar dacă ar fi aceea suicidului, da? Da. Dumneavoastră, când îți citi acea ordonanță, acel act, da? Să nu apară niciun dubiu că ceva nu s-a făcut, ceva s-a omis, că ar exista loc și pentru alte versiuni. Ana, eu știu că atunci, inclusiv și la sfatul surorii, tu ai anunțat poliția. Da. Ce au făcut polițiștii și cu ce s-au încheiat căutările în seara aceea? În seara aceea doar ce m-a întrebat pe mine, pe Marina și a doua zi dimineață deja. Pe Marina o întrebau față de tine? Da. Și ce le spuneai? Ea a început să spună, nu știu, am lăsat-o. Polițiștii au luat telefonul, s-au uitat în telefon la ea, au citit mesaje față de mine, că ea îi spunea lui Pavel că îi scria chiar și citea că, uite, Pavel să spui că noi la prima fântână am lăsat-o. Dar Pavel spune, la care fântână? La Dorina? Dar el nu ținea minte. El era așa de beat că el nu ținea minte la care fântână a lăsat-o. Pe el la fel l-au întrebat ceva polițiștii în seara aceea? Da, el era beat și el nu ține minte. Dar el... Atunci, în seara aceea, când încă nu știați ce s-a întâmplat cu Dumitrița? Da, în seara aceea, încă nu știam ce să... Eu dispărut, dar încă noi nu știam, că ei au spus că au adus-o acasă, deja... Eu spus că și Marina îi spunea lui ce spui, că la care fântână el? La Dorina? Dimineața îi spune nu la Dorina, la prima fântână când intrăm. Și dacă ne găsește mașina, atunci când ne-au spus deja că au găsit telefonul la ei mașină, în seara aceea poliția ne-a spus că telefonul noi l-am găsit la ei în mașină. Iată, atunci am început a tremura, început a plânge, nu știam, zic, dacă telefonul, atunci unde este Și cum au explicat ei că telefonul... Poate că l-au pierdut. Nu știu. Că l-a lăsat, că nu știu ce... Eu dimineața l-am sunat pe Pavel. Când și cine v-a anunțat despre descoperirea Dumitriței în fântână? Polițistul de sector dimineața, data de 6, m-a sunat la orele 8. Nu, uite, totdeauna trebuie să-ți spun, dar ea este în fântână. În câteva momente vom auzi ce o face pe Ana Căcean să creadă că prietena fiicei sale împreună cu iubitul ei ar fi aruncat-o pe Dumitrița în fântână. Dar și ce povestesc cei doi despre noaptea tragediei? Până atunci să vedem locul unde un sătean a dat de cadavrul fetei de 16 ani. E că aici ai sânge, îți cunoaște. Că chiar dacă s-a uscat, el a rămas că-i sânge. E că dacă aici nu era glot, aici nu era glot, aici nu era glot. Aici nu era glot. Numai aici e glot. Atunci cum? O sărit? Cum o sărit? O zburat? Ce-a făcut e? Dacă numai aici, cum o s-a rușuit, aici putea, când e s-a suit, s-a pus, putea și bă glot. Și e strochit și în partea asta e strochit, de sânge sunt niște hicături.
fața era vânăt, tot pălmuit, aici palmă era. Bună ca să ajungă așa vânătăi pe față. Și sânge era din nas și era uscat. Ei spun că, ei, poate sânge din nas, aș fiind că când e s-o dat în fântână, știi, poate s-o păli de toate malurile astea și obuhnite sângele. Ei era mâinile, degetele, tot e cum s-o chinuit să iasă. Tu ai mers la morgă. Tu ai văzut corpul nepoatei tale? Eu am mers. La morgă nu s-a permis să vedem. Nu deci, haideți să ne descrieți foarte clar ce fel de leziune avea. Copilul când a fost adus acasă, noi polițiști ne-au spus că n-are nicio leziune corporală. Copilul când a fost adus acasă, noi ne fiind experți, noi am văzut. Ce ați văzut? Exact asta vreau să ne descrieți. Era piciorul rupt. Când să ne încălțăm. Noi nu putem să-l încălțăm la murcă, nu putem încălța pantofii, pentru că el era umbla. Așa. Și deodată e când s-au scos-o din fântână și-a dus-o măș, mi-a dus-o la murgă, i-a spus, deodată i-a spus la polițistul sector. I-a zis, dar ei cu ciorul rupt, când a suit o mașină. I-a zis că ei cu ciorul rupt, dar el a zis că el a dat într-o parte și unii vezi tu piciorul rupt început așa la moșul meu să-i zică. Dar voi ați văzut că piciorul era rupt? Da, piciorul. Noi n-am putut încălța, chiar i-am pus pantofi ușa. Genunchii, da, tot erau, noi am ridicat. Eu am făcut fotografii chiar și cu mâinile, cu genunchii, cu toate astea eu am făcut poze. Ce era pe genunchi? Pe genunchi era niște vânătăi, puncte așa, ca cum mașina a pălit-o. Așa, ce mai la genunchi era? Ce ați mai observat? Mâinile erau foarte, unghiile erau până la capete, că avea tot o leacă umbișoare, erau toate roase, cum s-o chinuit, degetele, palmele, toate carne vie. E mult s-o chinuit acolo, foarte mult. Aici trebuie timp ca să fac, să iei toată pielea de pe mâini, cât încercat ce credeți să voi iasă. Despre asta? Să iasă din fântână? Da, asta da. Credeți, că ea da. Se zbătea să încerca da. Să sigur. Se salveze? Dacă permiți o pic paranteză, dacă nu spuneți că era piciorul rupt, da. Atunci eu înțeleg că asta e o procedură foarte neplăcută, ce o să vă zic, dar atunci cred că ar fi cazul să cereți o exhumare a cadavrului și să faceți o solicitare să fie o comisie de experți cu implicare specialiștilor traumatologi pentru o expertiză repetată. Dacă cineva și-a fost implicat cumva și încearcă ceva să ascundă, o fractură, ori, știți cum, o escoriație, o zgârietură, popular vorbind, da? Ea de la faptul că cadavrul se descompune, ea dispare. Dar fractura de os rămâne permanent acolo, pentru că oasă nu se compune. Dacă este o fractură, într-adevăr, și ea nu a fost nicăieri descrisă, reflectată, examinată, atunci ar fi cazul să cereți o exhumare ca să stabiliți circumstanțele date și cum a apărut fractura dată. Putea să fie de la cădere. Dar dacă spuneți că de la mașină, credeți-mă că specialiștilor nu le trebuie mare. Asta nu este complicat, că nu suntem experți în domeniu. Dar specialiștilor să aprecieze că este fractură de la lovitura de mașină sau de la cădere, de la înălțime, da. Pentru dânsi asta este ușor să o fac. Dar da, spuneți-mi, vă rog, cum ați aflat despre accident? Și cum credeți că el a influențat accidentul foarte lucrurilor. Simplu. Ei auzit vecinii, auzit... Deci ai zis tu, Ana, că chiar în seara ce tu ai văzut da, eu am văzut o mașină... cum mi s-a suit în deal, da, eu am sunat-o deja, am vorbit cu Dumitrița. Instituția noastră ne gândim așa, că eu fost în accident oricare. Era cu dânsă, cu ei, cu era ei cu dânsă în mașină și după așa. Aia eu vreau să plec acasă, ceva s-a întâmplat, când s-a lovit, ori lovit, ce au făcut, nu știu, ea că aici tot se ascunde aici. Și se vede că era fără cunoștință și ei au aruncat-o. Șiretul de la păpuc era descățat și era șiretul rupt de la păpuc. Șeretul și păpuc de sărmâni. Și voi credeți că ei ce-au făcut? Da, s-au speriat, o lovit-o, poate o călcat-o pe picior, ei și-o pierdut cunoștința, ei s-au speriat, ceva i-au făcut, dar nu dar de ce s-o lovească cu mașina? Adică cum, ea a ieșit din mașină? Asta da, vă credeți? Da, a ieșit din mașină și a vrut să pornească acasă. Și ei au lovit-o cu mașina? Și-a lovit-o, da, el fiind beat, dacă nu știe, nu ține minte, el... Da. Unii au dus-o și unii au lăsat-o la care fântână. Trebuie să-i spui prietena da, Marina. Da, fost o intuiție. Atunci de unii... Haideți să auzim ce ne-ați povestit mai devreme despre acest presupus accident. Atenție! Ultima oară că era cu Pavel și cu Marina, aici în deal curat la vecinii ăștia de la deal de casă. Ne-am pornit la deal. Când am ajuns în deal aici, pe vreo câteva căs, deodată ne uităm, gardul format la vecini,
cum mașina a intrat. O format 3 stâlchi, gardul e de setcă, așa. Gardul format și în partea asta de-am când o dată înapoi se vede că fărurile, le-am băcăs de făruri acolo, cum m-a buhnit mașina cum asta. Eu venind înapoi, de-am mi-o dat în cap ceva aici. Venind înapoi, de-am prietena asta era în casă și cu poliția. Am sunat-o pe mama ei. O întreb, Astiana, zic, spuneți, știi? Mama ei, eu spus, da, Doamne, dar nu știu, Monica, eu la Marina, dacă îi spun că Marina la ora 11 era acasă. Cum Marina la ora 11 era acasă, dacă la ora fără 5-12, eu am screenshot-ul. După versele mele, eu mă gândesc că ei o lovit-o. E când, după toate presupunerile, amuia cam așa din toate versele, iese că doamna, domnișoara era la lui. El era tare servit. Ei au fost pe unii sau Astiană și el era la rul cumnatului. Și l-a adus, i-a adus până acasă, l-a lăsat pe cumnatul lui acasă și i-a susuit la rul. Văzut că e, era un șofer fără practică la rul. Că e tu pornei mașina, dă de gaz, tot suglușat. Și eu mă gândesc mai mult că e o rugat-o pe Dumitrița să o ajute să iasă și e neștiând a conduce și toate astea, e o pasat pe gaz, cum aș vrut. Dumitrița era încălțat în papuci așa lungușori, ca cum să ieși voienei. Și erau zâmți roși la atâlchi. Și acolo, fiind setcă, asta e o călcat cum așa astea. Și e pește dânsa și e pus aninat și călcâiul. I-a rupt piciorul, papucul fermat. A fost sub troată. Iar acum să vă spunem despre un martor. Echipa noastră a discutat cu femeia, casa căreia se află în preajma fântânii unde a fost găsită Dumitrița moartă. Să vedem ce a auzit femeia în acea noapte. În sâmbătă am auzit ceva vorbă de femeie, am auzit mașină cum trudu. Ceva a fost vorbă, dar eu nu știu, nu... Și o mașină după asta? O mașină e. Să vă întreb, din câte știți, această femeie a fost audiată de poliție? De oameni? Da, asta este soacra polițistului de sector. Da. A, chiar așa? Da, da. Așa? Și a fost audiat? Cred că a fost audiată, nu știu ce a spus acolo. Eu și nu sunt la... Dorin, ție cum ți se par? Cât de importante nu sunt declarațiile acestei femei în acest caz? Sunt destul de importante, chiar însă și pentru a stabili dacă... Știți, poate a fost un caz de ăsta, nimeni nu a vrut să o omoare, dar o lovit-o, s-o speriat și o procedat exemplu, da? Nu, dar vreau să te întreb pe tine, tu o cunoșteai mai bine pe această prietenă. Iar fi în stare de așa prietena, ceva... Prietena Dumitriței. Că vorbea totdeauna vulgar cu ea, vorbea. Totdeauna zicea, îi spunea... Ar fi în stare? Ar fi în stare. Nu ți-ai spunea iubita, dar e totdeauna când o suna, ori fa, hai, fa. E o ție de nivel de educație. Da, mergi cu mine, fa, nu vii, nu-ți place. Totdeauna era vorba ei așa, era... Dumitrița era liniștit tot. Și vorbe foarte vulgare și când îi scria ceva, am văzut foarte multe cuvinte care... Dumitrița era liniștită și e tot timpul conducea. Da, da. El Ana Cacean spune că fiica ei era de nedespărțit cu prietena sa, pe care acum femeia o crede vinovată de moartea Dumitriței. Fetele erau colege de clasă și petreceau mai tot timpul împreună. Să auzim cine a povestit, Ana, despre prietenia fetelor. Îi place foarte tare băutura, din cât am văzut și eu de ziua mea. Ies, bie acolo, când și vine băieți, vine și nimeni mai vine acolo. Spuneau pe Facebook, spuneau să fășeau online. Cum spune Marina, așa trebuie să facă Dumitrița. Fata spune într-o zi, ăsta, ei... cu ismajelul. Iar Marina s-a supărat pe mine, a zis că chiar când s-a întâmplat că eu nu i-am dat voie la discotecă odată, a spus că m-am la Ștefan Vod și mai mult nu vroia să vorbească cu dânsa. Dumitrița aici s-a mai enervat. Dumitrița plângea și spunea lui verișoara mea, a zis că e pentru că să mă duc la discotecă, pentru astra jetăie, dar pentru că m-am tăiat eu din cauza ei, că ea nu vroie să vorbească cu mine. Marina îi spune să ducă la dânsa, dar dacă Dumitrița nu vroie să ducă, gata, e supărat și nu greie. Mi-a spus că, zis că Dumitrița era cu cineva, cu fete, cu băieți, cu cineva, nu știu. Și Marina cu mașină s-a oprit, a zis că și-a înnat-o de mână și spune, eu ți-am spus, am usui mașina, pe moia, a zis că, nu cum vrei tu. A despărțit-o de tăi prieteni.
totuși o lăsai pe Dumitrița să prietenească cu Marina. Dacă nu-ți plăcea atât de mult această fată, de ce n-ai încercat să-i spui, să o oprești pe Dumitrița? Nu să-i spun că nu mai prietenii, stai. De ce nu puteai? Și se plăm mirajele, din mirajele de Dumitrița, că zic că deși mă disparți de Marina, ori zic că deși că eu, noi suntem prieteni. Acum, într-adevăr, ies foarte multe la iveală și iarăși asta este, nu mă refer la dumneavoastră exact, dar este a greșeala părinților, pentru că noi nu știm cu cine prietenesc copiii noștri. Da. Pentru că noi suntem prea axați că muncim, ea avea de toate, o hrăneam, era îmbrăcată, dar cine sunt prietenii copiilor noștri, noi nu cunoaștem. Și asta e trist. Noi aflăm deja când este prea târziu. Da. În câteva momente o vom auzi pe prietena Dumitriței ce povestește ea despre seara nenorocirii, dar mai întâi să-l auzim pe prietenul acestei fete care a însoțit-o în acea noapte. Am stat cu un prieten, mi-am stat cu muzică și mi-am dus la armat în deal un prieten și după asta am dus acasă. Dar e consumat sau cât? Cât a băut? Nu știu, nu m-a uitat la plan. Dar aproximativ? Noi avem două cuneași atunci. Și o să vin. E dacă e slăbuț? Prietena dumneavoastră, s-a certat cu Dumitrița în seara aceea? Deloc. Și dumneavoastră ați băut? Da, eu da. Și dumneavoastră cum e cea? Asta păi i-am dus la un prieten la armată, unde lucrează, eu nu sunt leu. Asta i-am dus acasă și cum am dus-o să vă întâi acasă, gata. Dar la ce oră ați lăsat-o pe Dumitrița acasă? Eu la 10 am făcut accident. Noi până la 10 am lăsat. Mama Dumitriței mai mult spune că atât. Prinsă ceva putea să o moare. Dar cine? Nu știu și... Nu știu și să noi. Dar ca să faceți claritate, dumneavoastră ați fi gata, în general, dumneavoastră ați fi gata să treceți un test la poligraf ca să povestiți ceea ce s-a întâmplat? Eu nu știu, mă redestrămin situația de acum să vă. Vă reamintesc, mama fetei decedate crede că acest tânăr ar fi fost implicat în moartea fiicei sale. Noi l-am chemat pe băiat în platoul nostru, el a refuzat invitația. Iar atunci când l-am contactat repetat, deja după interviu pentru efectuarea unui test poligraf, el a refuzat și asta. Acum, Dorin, Tatiana, voi ce credeți? Cam zâmbăreț despre... așa prietenul ăsta. După intonație, după cum, așa, cu... Deci o prietenă din cercul lor, bă, a decedat sau a fost ajutată, da? În sensul dat, el așa tu vorbește... Tu nu-l părea prea ușor astăzi? Nu, chiar lejer de tot, nu știu cum așa, cordială, parcă omul e plăcut tot ce se întâmplă în jur, că ori asta e un fel de... tentativă de a ascunde alte emoții ca să nu le vadă nimeni și să nu le observe. Ori, într-adevăr, omul ăsta, din punct de vedere moral, n-are nicio valoare și nu simte nicio pierdere, nicio tristeță, nu-l atinge din ceea ce se întâmplă în jurul lui. Eu sunt de acord cu Dorin, el este prea calm și eu cred că el totuși ascunde prin... tonul ăsta calm, ceea ce el ascunde într-adevăr, ceea ce ei au făcut sau, nu știu, ceva el într-adevăr ascunde. Dar acum la școală începe să spună că ce întâmplător a călcat-o. Faptul că s-a urcat la mașină cu un om bat la volan, asta e normal. Vă punea, bea și tu cu mine. Ia bea și trebuie să fac. Intoxicația alcoolică, având în vedere și vârsta. Am strâns bani ca să-ți cumpărăm cadou de moarte și au rămas bani și am luat ei flori, i-am luat acum. Acum a venit momentul să aflăm ce povestește prietena Dumitriței care a chefuit împreună cu ea în noaptea tragediei. Ana Cacean din Cârnățeni își povestește cu greu durerea. Fiica ei de 16 ani, Dumitrița, a plecat la o petrecere împreună cu o colegă de clasă și nu s-a mai întors. Eu am sunat-o, Dumitrița, de ea spune, mama, pe 20 de minute vin. Și stăteam, s-auza o mașină. Ei s-a izbit cu mașina în pilon și ea jos, o duduit mașina, după aia s-a suit la deal. M-am trezit, era ora 5 dimineața, m-am mutat, ea nu e lângă mine. Am sunat-o pe Marina și am întrebat-o, unde Dumitrița? Trimite-o acasă, credeam că e la ea doarme. Deci spune, nu, că eu am lăsat-o la prima fântână din sat, eu am lăsat-o acolo. La două zile, femeia a primit vestea necruțătoare. Un vecin a descoperit cadavrul Dumitriței într-o fântână din sat. Da, poate, poate, undeva, poate, undeva, poate ceva, dar
Nu m-am gândit că e moartă. Deja când mi-a spus că telefonul e la dâns și în mașină, iată atunci am început a tremura, am început a plânge. Tot ce a aflat Ana despre ultimele clipe din viața fiicei sale o fac să creadă că tragedia nu a fost întâmplătoare. Piciorul de jos era rupt când nu se ținea încălțămintea. Pe genunchi era niște vâne degetele, palmele, toate carne vie. E mult s-o chinuit. Acum, femeia o acuză pe prietena fiicei sale și pe iubitul acesteia că au aruncat-o în fântână pe Dumitrița. Eu vreau să plec acasă, ceva s-a întâmplat. Când s-a lovit, ei ori lovit-o, ce au făcut, nu știu, ea că aici tot se ascunde aici. Ar fi în stare? Ar fi în stare. Ce motive are Ana să o acuze pe colega fiicei sale și pe iubitul acesteia de omor? Și ce povestesc cei doi despre noaptea în care s-a înnecat Dumitrița? Aflați astăzi! Mai devreme, tu, Ana, le-ai spus colegilor mei că ai fi aflat că acea prietenă a fetei tale, ea ar fi fost la volan. De unde ai luat asta? Da, tot fetele de la școală, fiindcă tot se aude la școală, pentru că ea n-a spus nimic, Marina, dar acum la școală ea începe să spună că câte ceva, mai are vreo fată unii acolo și mai spune câte un secret. Și toți fetele aud și tot mi-au spus. Deci ca să înțeleg, ea ar fi spus cuiva că ea s-ar fi aflat la volan? Și întâmplător a călcat-o, a apăsat pe să oprească, pe și frână, și întâmplător, ea nu a vrut-o spus, că ea nu a vrut, întâmplător a călcat picior. Ea povestește asta fetelor? Da. S-a fost nevseachi slugi, eu întâmplător am călcat-o pe picior. Dar voi, auzind asta, deci aceste zvonuri, voi ați încercat cumva să descoaseți copiii fetele? Nu, polițistul sector și tot ce au spus, că dacă aveți întrebări, veniți la poliție. La poliție, doar și poliție, de poliție, dar pe dânsul ei minorul nu cu nimic. Să nu întrebăm, să nu interogăm cu nimic. Dar iată, cu aceste zvonuri, ați ajuns la poliție? N-am ajuns la poliție. Uite, domnule polițist, ce am auzit eu. Da, or fi zvonuri, dar poate le verificați. Chiar eu, câte am auzit și am spus la poliție, am fost și am spus, iată, uite, am auzit așa, de eu am spus, uite, noi aducem, îi chemăm. Dar înțelegi? Uite, toți în satul ăsta sunt experți. Toți spun unul așa, unul așa și când încep să-i întrebăm, nimeni nu vor să-i scălească pentru așa ceva. Și zice că așa la ne-a spus, așa la spune, dar nu așa la ne-a spus. Faceți tot în scris la procuratură. Ce e scris pe hârtie, pe urmă poți demonstra că asta a avut loc. Și asta pentru toți care își privească emisiunea respectivă. Ea a spus inspectorul sector, nu mai spuneți, oameni buni. Cerere în două exemplare și una să rămâi la dumneavoastră cu ștampilă. Când a fost primită și de către cine? Să aveți dovadă ca să aveți din cine cere. De-aia vă sfătuiesc, discutați cu părinții, convingeți-i să meargă să facă declarații. Și poliția e obligată să verifice această versiune. Acum a venit momentul să aflăm ce povestește prietena Dumitriței, care a chefuit împreună cu ea în noaptea tragediei. Tânăra ne-a confirmat faptul că s-a întâmplat un accident. Haideți să auzim ce povestește ea. Noi ne-am sunat și am întrebat ce facem, poate ieșim, era vineri seară, și zic că poate ieșim, ne mai plimbăm. Și da, de tot era în spuție la sora lui mama, la Alina. Și ia că da, o să ieșim și în jurul de ora 8 și ceva era și noi am ieșit din centru. Și destul de ok se comporta, vorbea, n-avea nimic, adică am ieșit în centru, am mai stat. În urmă am servit și de la am plecat. Patru, un coniac și o lecuță, când sticla. Erau două, dar din unul numai și încă din acealaltă jumătate. Nu era beată, era destul de normal. Dar mașina de ce era murdară de clod? Că noi am fost și ne-am mai plimbat. Am fost până la cimitir, că era în stare de bretate Pavel și l-a apucat dorul. Noi am fost toți împreună. Eu cu Dumitrița am stat în mașină și doar el s-a coborât de mașină. Păi, dar spuneți că eu v-am întrebat de ce era murdară mașina de glot și mi-ați spus că ați fost la cimitir cu toți. Înseamnă că toți v-ați coborât la cimitir? Nu ne-am coborât toți. Doar el s-a coborât. Noi am fost toți împreună. Eu cu Dumitrița am stat în mașină și doar el s-a coborât de mașină. Pentru că era glod și când ne dădeam să ne ridicăm la deal, eu nu știu cum, buxuia mașina. Adică era glod și de-aia s-a murdărit.
Păi da, se murdărește pe din afară, nu pe dinăuntru. Am înțeles că înăuntru era mașina. Înăuntru? Da. Ea era descălțată, era culcată pe, în spate, pe bancheta din spate și deja când am ajuns acolo, pur și simplu un papuc de-al ei era sub scaunul din urmă și noi eu pur și simplu am aprins lumina și ne uitam unii papucul și l-am dat și atât ai tot. N-am încălțat-o, papucul ei era sub scaun și eu pur și simplu am aprins lumina și m-am uitat, m-am întors, pur și simplu că eram în față și m-am întors și i-am arătat. Noi am dus-o cu mașina acasă. Cine noi? Eu cu prietenul meu. Uh-huh. Noi am dus-o cu mașina și când am ajuns prin apropiere, deja am intrat la ea pe uliță să o lăsăm acasă, ea a spus că lăsați-mă puțin, lăsați-mă, eram o lucruță mai la vale de casa ei deja și a spus că să o lăsăm acolo. Și noi, eu am întrebat-o personal, de ce, adică de ce să nu te ducem până acasă? Și eu zic că eu până acasă să mă duc singură, să mă mai gândesc și de acolo noi ne-am despărțit. S-a încălțat și singura coboră din mașină. Aha. Exact la fântâna la care s-a întâmplat toată situația, exact acolo noi am lăsat-o pe ea. Pavel era în stare de ebrietate la volan și noi după ce am lăsat-o pe ea, trebuia să ne ducem să ne întoarcem deja și să venim înapoi, dincolo încoace. Și nu știu ce s-a întâmplat acolo, că el odată se întoarcă și s-a lovit în stâlp și cu fara din urmă în stâlp. Eu nu am cum să fiu la volan, eu nu m-am suit în primul rând, eu am 16 ani, eu nici permisul nu am și în al doilea rând eu niciodată nu m-am suit la volan unei mașini. Când mi-a spunea mama ei că noi cu forța am apucat-o și am aruncat-o și n-avea nimic, tot corpul ei, chiar și la expertiză unde s-a făcut, eu spus-o, nici măcar nu era atins fata. Expertiza nu era venită încă, eu nu știam nimic, dar domnișoara Marina știe deja că ea nu avea nimic. Expertiza nu avea traume. Asta a fost luat interviu... Forța și un martor cunoaște materialele din procesul penal. Martorul Catari, după lege, nu are nici dreptul și nici accesul la materiale din procesul penal. Și de unde domnișoara respectivă cunoaște și scrie în expertiză... Da. E o mare întrebare. Da, da. Și a doilea moment, e așa ușor, da, Pavel era bat, eu, fapt că s-a urcat la mașină cu un om bat la volan, asta e normal, eu n-am fost, e și el era bat, dar și eu nu. Și da, de unde cunoaște detalii, chiar tare interesant să știu și eu. Pentru că, vă zic, deci astea sunt niște date confidențiale, cu caracter personal și vorba de organ de urmărire penală, unde nu poate intra oricare să ridice materiale și apă citi și scrie acolo. Dar mă întreb încă un lucru. Ei au zis că ea băuse. Da. Dumitrița, tu știai ceva despre faptul că ea copilul vostru nici măcar nu era sărbătoare mare? Nu, la 16 ani ei beau între 2 sticle de coniac. Ei beau acasă, față de mama lui Marina beau, acolo era și Pavel, mai erau băieți acolo, mama lor dar, acolo făcea... Dar tu ai văzut-o pe Dumitrița? Beată? Nu, eu beată n-am văzut-o pe ea, niciodată n-am văzut-o. Da, că poate că serveau, dar că să facă, să fie bată. Serveau în ce sens? Îmi cer scuze, ai servi și a fi beat, care este, cum crezi dumneavoastră, diferența? Dacă deam, da, au servit puțin acolo o zi de naștere și avea așa, au băut un gât de șampanie. Exact, dar asta și întrebam. Nu era niciun motiv, din câte am înțeles, cei doi ce au povestit și cei ce știți voi două, că nu era o sărbătoare mare, nu, da? 4 martie, seara, nu era ziua cuiva, să fie avut o motivație clară, chiar și la 16 ani, să bea acel coniac. Asta înseamnă că era o obișnuință la ei? Da, asta era o deprindere a Marinei. Dar Dumitrița... De ce? O punea, bea și tu cu mine. Ia bea și trebuie să fac. Eu cred așa, eu n-am fost cu dânsă, eu n-am văzut ce zice, cum bea, eu și n-am văzut. Dar ea se întorcea acasă. Eu vreau să știu încă ceva. Ei au băuse seara. Tu zici că ai vorbit cu ea la telefon odată la 11, apoi, nu știu, la 12 ai vorbit. Aproape un om care bea, mai ales așa cum am văzut-o pe fetița ta în poze, ea este așa, un copilaș. Da. Nu știu câte kilograme avea, dar mă gândesc că 50 să fi băut chiar și 100-200 de grame de coniac, este băutură tare. Da. O moleșea.
tu, mama ei, o simte deodată după voce. Eu desigur. Sunt convinsă că o simțeai. Tu n-ai simțit că ea băuse, că ea este beată, că ea este cel puțin... Nu. După voce eu n-am cunoscut-o să fie ea beată, să vorbească așa cum... Expertiza medico-legală ce a arătat? Avea alcool în sânge? Alcool avea în sânge, dar... Sincer, eu nu mă pricep ce scrie acolo. 2-3-65 scrie G, L. Asta iese 2-3-65 2-3-65 Sincer, 2,65 este un grad de alcoolemie foarte și foarte mare. Da, foarte greu. Dorin, poate tu ne explici că fiind mai... Nu știu. Asta este o stare de ebrietate profundă, din câte știu eu. Aproape de intoxicație alcoolică, având în vedere și vârsta și genul și masa corporală și... 2,65, deci eu nu știu dacă omul se ține pe picioare, un om ca această copiliță. Da. Deci asta înseamnă că ea băuse mult. Mult, ea... cum s-a întâmplat ca tu să nu o simți vorbind cu el la telefon? Deci, sigur ți se împletește limba, nu? Desigur, dar ea vorbea normal. Așa că ea foarte bine vorbea. Voi sunteți convinse că nu greșiți nimic? 2,65 de promile? Cu mine este scrisoarea care mi-a trimis-o de la poliție și scrie acolo. Tu nu admiți că fetița ta putea să se sinucidă? Nu, ea nu putea, fiindcă... Acum și băiatul plângea când de 8 martie se mură pe m-a spus neocule, că am strâns bani ca să-ți cumpărăm cadou de 8 martie și au rămas bani și am luat ei flori, am luat ei acum. Nu avea motive. Hai să revenim la prietena ei. Vreau să trăiască. Prietena fetei decedate ne-a mai povestit și care este versiunea ei despre moartea Dumitriței. Tânăra afirmă că în ultima perioadă fata suferea din cauza problemelor de acasă. Haideți să o auzim. Era ca o soră mai mică pentru mine. Ea, mă scuzați, dar era ca o soră mai mică, pur și simplu. Noi, atât eu cât și mama și cât și familia noastră, în general, foarte mult am apreciat-o și... Foarte mult am iubit-o. Ea desori vinea la noi, el vinea pe noapte. Adică nu sunt în stare să cred. Acum aud ce vorbește mama ei, e foarte greu, e pur și simplu fără cuvinte. La ei acasă erau foarte mari probleme. Desori profesorii făceau observații și spuneau că tu nu te-ai săturat atâta, tu îți spui nu m-am pregătit, n-am învățat și toate aceste lucruri. Și ea pur și simplu simțea puțin ofensată sau nu știu dacă e corect termenul. Adică puțin era greu să audă de fiecare dată. Desori erau certuri pentru că ea, mama ei, o lăsa pe Dumitrița cu băiatul acasă și peste tot trebuia să meargă cu Luca, ieșea cu fetele, trebuia să le iei pe Luca, se ducea, mai duceam la o discotecă, trebuia cu Luca, pentru că nu putea să le lăsă singură acasă. Se certa cu buniei care trăiește cu ei în ogradă. Adică asta era cea mai mare problemă ei. Știe să ori să jăluie și îmi spunea că am suturat atâta. Noi toți am fost șocați și noi toți suntem fără cuvinte de ceea ce s-a întâmplat. Asta vorbe goale. De ce vorbe goale? Eu sunt mai apropiat ca Marina. Tot timpul, dar niciodată n-am văzut-o. Deci 16 ani cât a avut copilul. Să certe cu mama sa sau să întoarcă ei cuvântul. Niciodată. Ei era liniștită, să-l treaba mama, îmi dai voie să mă duc acolo. Sau... Era cu învățătura și la școală. Da, așa e, de mititică. Fiecare copil are posibilitatea. Era rușinoasă, nu era... Găița asta...
Dacă să învieță ghine toți fiii perfecți. Iată, băietul învață mai bine, dar ei era mai slăbuț, așa era de când e mică. Și era nu foarte ca rușumat. Nu știam că să o bați, o obric, învață tu mă ghine. Nu învățau putate cu clasa 10-a. Au avut testări, odatele, pe 5, pe 6, pe cât le-au dat toate. Nu trebuie ca să le dai de două ori. Nu a fost totdeauna stătea în telefon și spunea, gata, ai făcut lecțiile, da, le-am făcut, gata, le-am făcut, că am așa de multe teme. Dar de ce, uite, Marina spune că ar fi avut probleme, că... Marina, dar Marina, uite, eu odată Marina a fost la noi în casă de ziua mea, asta înainte de a muri Dumitrița, în februarie, a fost ziua mea și atunci au venit ei la noi în casă. Atunci, cum am să eu, Marina, deloc n-am odată la telefon n-am vorbit, când a zis că Dumitrița doarme la dânșei, pentru că e noapte și a zis că nu vreau să o las singură și eu am servit un pahar de bere și nu pot să o duc acasă cu mașina. Și atunci au rămas așa, eu n-am vorbit de când prietenesc, eu n-am fost la dânșa acasă, eu nu mă știam personal cu dânsa, stau de vorbă cu mamsa, ori cu Marina stau niciodată, numai și mă scrie eu când, tante Ana, dă-i voie, Dumnezeu doarmă la mine, eu toate astea le-am pe telefon, câte ori, și mamsa și e, și anume la ora 10 seara, ea îmi spune că Dumnezeu să duc la dânsa să doarmă, deși la ora 10. De ce la ora 10? Îi spuneam, deci, apamui, acum mamsa vine de la lucru la ora 10, toată lui Marina și Marina tot stă cu doi copii minori acasă, tot le face mâncare și pentru că Marina nu putea să vină la Dumitrița. Îți duce Dumitrița. Amui îi spune că Dumitrița că îți duce cu Luca pe tot locul. Nu, desigur că îți duce, dacă tu chemai și tu tot aveai doi frățori minori acasă. Mama ta tot lucrează, tot până la 10 seara lucrează acasă. Și tot sunt grija ta. Deși trebuie să... Tu spui așa de mine. Iar acum să vedem ce spun procurorii despre moartea fetei de 16 ani la Cârnățeni. Atenție! După ce au primit raportul de expertiză judiciară, la data de 3 mai 2022, faptul în cauză a fost dispus ordonanță prin începerea urmării penale și partea procesului penal. Conform raportul de expertiză judiciară, moartea lui Dumitrița Caceanu s-a venit în rezultatul asistiei mecanice penaltine, care va avea tămări corporale. Nu a fost depistată pe corpul cadavrului. Conform raportului de expertiză judiciară, pe corpul victimii, care va semn evident de pătămare, nu a fost depistată. Din câte cunoaștem, telefonul victimei a fost găsit în mașina lui Pavel Baltagov. S-a constatat acest lucru sau nu? Da, din material de rezult că ei au fost împreună. Dar cum a rămas telefonul în mașina bărbatului? Posibil că victima l-a uitat. Mama victimei ne-a spus că fiica ei ar fi nimerit într-un accident, a ajuns într-un accident. S-a constatat acel accident rutier? Nu. Din materialele procesului penal rezult că accident nu a fost. Posibil că a fost înainte de situația care s-a întâmplat, dar... accidentul în cauză nu are legătură cu decesul victimei. Poliția a examinat versiunea unui omor? Sigur că. De la bun început, versiunea care a activat colaboratorul de poliție a fost pe comiterea unui omor. A fost dispusă în efectuarea unui test poligraf pentru prietenii victimei? Cred că nu am să vă pot da răspuns la întrebarea în cauză. Cum este clasată cauza? Da. În baza articolului 285.3 din codul procedurii penale, lipsa elementelor infracțiuni. Este vorba despre un suicid? N-am să vă pot da răspuns la întrebare în cauza. Dar a fost dispusă o expertiză psihiatrică post-mortem? Nu. Vedeți eventualitatea unei expertize psihiatrice post-mortem? Cred că nu. Ce expertize au fost dispuse pe acest dosar, ca să înțelegem? În primul rând, expertiză oficială, medico-legală. Pentru a stabili cauza decesului și pătămări dacă sunt depistate de corpul neînsuflețitat victimă. Alte expertize nu au mai fost? Nu. La câteva minute după ce am discutat cu procurorul, el ne-a sunat repetat pentru a ne comunica că Ana Cacean, mama victimei, poate contesta decizia oamenilor legii. Ana ne-a pus la dispoziție acea ordonanță de neîncepere a urmăririi penale despre care a pomenit procurorul. Haideți să vedem ce scrie în document.
Audiat în calitate de martor, prietena victimei a declarat că fata era îndrăgostită de un băiat, însă acesta nu-i răspundea. Ea a mai adăugat că în urmă cu aproximativ un an a fost un caz când Dumitrița și-a tăiat venele, din ce motive nu cunoaște. Fata a mai declarat că Dumitrița se plângea pe faptul că mama ei deseori pleca de acasă, la lucru ori la domiciliul concubinului său și îi lăsa în grijă fratele mai mic, din ce cauză ea nu poate pleca la plimbare, fiind nevoită să stea acasă. În cadrul procesului penal au fost verificate circumstanțele decesului Dumitriței, însă o bănuială rezonabilă privind comiterea infracțiunii contra vieții persoanei nu a fost constatată. În cazul dat, minor având vârstă fragedă și fiind în stare gravă de ebrietate alcoolică, pentru a evita problemele personale și familiale, putea de sine stătător să se sinucidă sărind în fântână. Iar excoriațiile de pe suprafața palmară a degetelor puteau fi produse în timpul căderii și lunecării pe pereții fântânii. Eu o să vă spun erorile care eu le-am constatat tot parcursul emisiunii. 1. Cercetarea la fața locului nu s-a făcut corect. 2. Mașina urma să fie ridicată, plasată la parcare specială, examinată, ridicată din trânsa probe, mostre biologice, tot ce s-a găsit. 3. Dacă spuneți că a fost, cine a spus apropo, că a fost un domn care a văzut piciorul fracturat și da, lui s-a spus că el e orb și ceva nu înțelege. Da, chiar 3 persoane, sunt 9 persoane. 3 persoane. Ele trebuiau să fie audiate, s-au scris cel puțin plângeri pe acțiunile ofițerului urmării penale. Că să înțelegi, sunt fiecare inspectorat, sunt și băieți de treabă, profesionali, da? Care știu lucru. Cum v-am spus, dacă sunteți convins că într-adevăr a fost o fractură, eu am citit concluzia. Acolo nimic de fractura piciorului nu este. Solicitați exhumarea cadavrului, formarea comisiei și plângere pe ofițer și pe medicul legist care o examinat. Dacă sunteți convinsă că asta este. Pentru că asta e o procedură foarte dureroasă și foarte neplăcută. Dar eu asta, expertiza care a făcut-o... Să înțelegeți, o fractură de os nu apare din senin. Și chiar dacă eu apărut de la cădere, nu văd ce expert, ce nu-mi pedicat pe expert, spui, da, fractura este, e rezultatul căderii de la 9 metri, s-au fracturat. Dar faptul că ea în genere nu figurează în raport de expertiză, acolo sunt așa, în raport, momentele cheie. Cauza necului este asfixie mecanic prin înnec, excoriații pe degete, posibil de alunecare, dar cuvântul posibil iarăși lasă un loc de interpretare, toxicologia care arată concentrația de alcool în sânge și au fost examinate organele genitale ca să fie exclusă versia unui viol și s-a constatat că sunt intacte. Un raport sexual nu a avut loc. Deci asta este ceea ce s-a stabilit. În rest, alte leziuni nu au fost stabilite. Eu vreau, cât de dureros nu o să fie, dar vreau să știu într-adevăr ce s-a întâmplat în noaptea aceea. Cât de dureros. Chiar că s-o date singură, cât și-o făcut, dar vreau date care să mă convingă pe mine să văd într-adevăr că asta au fost, care să fie convingător, dar aici nimic nu e curat. Într-adevăr, situația e tristă. Vreau doar să, într-adevăr, știu că n-o să ajute, cei ce o să primiți, din păcate, n-o să aducă la viață pe Dumitrița, doar că dumneavoastră o stați liniștită. Da, asta, răbdare și curajul ca să primiți informația asta. Iarăși apel către părinți. Fiți împreună cu copiii și pentru adolescenți, viața nu se termină în adolescență. Viața e frumoasă. Noi vom urmări evoluția acestui caz. Aici încheiem. Liniște și pace vă doresc. Să aveți pe cei dragi mereu alături.